25 martie 2015, premieră la Teatrul Fix din Iași. În primul rând, mă bucur foarte mult că am ajuns acolo. Este un teatru fondat de un fost student al meu, Mihai Pintile, de la Masteratul de Regie din Târgu Mureș și cumva am resimțit-o ca pe o parte din misiunea mea, dacă le-am băgat în cap despre teatru, printre altele, și că trebuie acționat, trebuie făcute, fondate locuri, descoperite locuri, fondate instituții. Acum a venit timpul să mă și duc să lucrez acolo și am propus un spectacol bazat pe un fel de science fiction canadian se numește Lumi Posibile de John Maiten, un matematician din Toronto, om care a devenit cumva clasic al dramaturgiei canadiene, contemporane. contemporane și după care a făcut un film și Robert Lepage, Lumi Posibile. Așadar, um. recomandările erau toate înainte de spectacol. Eu v-aș întreba și cum a ieșit spectacolul și ce vor avea ocazia să vadă ieșeni în primul rând la teatrul fix. Un spectacol care nu seamănă cu nimic ce se poate vedea în Iași. E un fel de incursiune într-o galerie de artă contemporană slash film, video art. Practic e o propunere în care în subsolul acest al fix intrăm ca într-o galerie în care sunt 8 plasme suspendate. E un dispozitiv creat de videastul Andrei Cozlac pe ideea scenografiei Velica Panduru, un practicabil negru lucios în care se reflectă cele opt monitoare pe care se desfășoară non-stop o incursiune atât video cât și sonoră, care intră în dialog cu actorii. Vă ascultam hmm? și exact asta, vă întrebam unde vine partea propriu zisă de teatru, partea de actorie. Există, există. Uneori actorii live joacă cu actorii din video, alteori actorii din video joacă singuri între ei, alteori e numai live și video e un cadru care lărgește percepția noastră senzorială. El e conceput, într-adevăr, ca o incursiune în creierul uman. E un spectacol despre creier, despre limitele pe care ni le pune conformația a creierului, n a experimenta viața. Sună destul de <clears throat> paradoxal pentru mine cel puțin. Parcă m-ar tenta, parcă nu m-ar tenta. Când că spui... var și speria. Da, când spui <clears throat> că e o incursiune în creierul uman, e ca și cum ar fi o operație pe creier, dar <clears throat> mă gândesc că nu-i deloc așa. Da și nu. Un timp pare că spectacolul e despre universul paralele. Un timp pare că un anume personaj din spectacol trăiește simultan în mai multe realități, după care nu pot eu să spun acum. Trebuie să veni să vedeți Însă are la bază într-adevăr întrebările pe care le avem despre cum funcționează experiența noastră, ce limite avem, ce putem înțelege din ce ne intră prin simțuri în noi și prin urmare ce fel de relații angajăm între noi. E o piesă-întrebare, e un spectacol-întrebare, nu zice nimic, ci numai te scutură un pic așa din micile certitudini în care stai ca om. Și o propunere, sperăm noi, prietenoasă cu spectatorii, adică nu i-am mai și agresat în niciun fel, ci din potrivă, am căutat să le creăm un fel de cameră senzorială în care să intre. Practic, nu mi sună spectacol de relaxare de sâmbătă seara. Nu, nu, intuiți corect. Nu, nu, e un spectacol la care publicul are o treabă de făcut. Al dacă nu intră în acest parcurs, ca un SF. Dacă nu ai intrat și încerci să-l iei de pe la jumate, așa, e prea târziu că nu mai înțelegi în ce realitate ești, pe ce lumești. E că te să te lași dus în deriva asta pas cu pas să cu, intri în joc. cu piesa, să intri în joc cu ea și atunci primești material destul de consistent. Dacă îi reziști și nu vrei să intri, cumva suprafața asta e lucioasă, frumoasă, dar nu te mai primește înăuntru. E ca o planetă, ca planeta din Solaris, care e vie dacă vrei tu să fie vie sau dacă nu vrei să fie vie, e o planetă care e acolo. Departe și rece. Departe și rece. Un obiect frumos și străin. Vom avea așadar ocazia din 25 martie 2020 15, să ne împrietenim cu lumile posibile de la Teatrul Fix din Iași în regia lui Teodor Cristian Popescu un spectacol pe care cum l-ați caracteriza în două cuvinte, așa ca titlul? Călătorie în creierul galactic, să zic așa, că nu e o călătorie medicală.